Am ajuns la mormântul lui Arsenie Aboca. Uitați-vă, pe aici am urcat și aici e peștera unde a dormit. Da, uitați-vă, fraților, ce turnuleț avem aici, ce acoperișe. Aici s-au torturat oamenii mai de mult. Ia la ăsta, e spânzurat aici. Acum eu dacă trag, detonez. Hei, bună dimineața, fraților! Este ora 4 și 15 minute. Ne-am trezit de vreme că mergem astăzi la mormântul lui Arsenie Aboca. Nu am fost niciodată încă acolo, așa că sunt foarte curios să avem un drum de vreo 4 ore până acolo. Așa că eu zic, haideți să ne îmbrăcăm și să mergem. Fraților, ne-am oprit la mall. Ia uitați-vă cum fac furul. Și mai avem 3 ore jumate, suntem în Zalău. Tatiana să cumpere cafeluța frumos și un hot dog. Să mâncăm și noi ceva, că mai avem ce merge. Vedeți, ia cafeluța, frumos. Ce șorat de ce croissant și hot dog-ul. Așa, avem aici hot dog, avem croissant cu ciocolată. Iar vine cu cafeluța și îi dăm bătaie mai departe. Fraților, dacă luați hot dog de ăsta, trebuie să vă pompați așa aia, vezi? Ca să urce maioneza, ketchup-ul de acolo, știi? Să se facă peste tot, că el o băga la fund, dar dacă îl faci așa, ea urcă, înțelegi? Când ce va fi perfect cu bun. Ia uitați-vă, fraților, și în România ce peisaje frumoase avem, ia? Suntem pe autostrada A3 Transilvaniei. Ia uitați-vă ce peisaje. Și avem și autostradă bună, în sfârșit. Acum așteptăm să se deschidă și autostrada care face legătura din Zalău către Cluj. Sperăm că în 2 ani termină. Mai avem 192 de kilometri. 2 ore. E, lasă că trece repede. Am ajuns la mormântul lui Arsenie Aboca. Ia uitați-vă. Aici e parcarea. Parcarea e cam goluță acum. Într-adevăr e marți și de aia probabil. Dar dacă vii în weekend, cu siguranță e full. Ia uitați-vă. Să vedem înăuntru cum e. De acolo intrarea. A intrat frumos. Și te-ai dus încolo. Ia uitați-vă, duminica se ține slujba aici. Aici biserica. Foarte frumos aici. Normal nu e voie să filmezi și nici nu e frumos, îți dai seama. Așa că dacă vreți să veniți, haideți și uitați-vă. Acum mergem la peștera lui Arsenie Aboca, unde a dormit el. A fost la mormânt, acolo nu se putea filma. Acum mergem la peștera. Uitați-vă, pe aici am urcat. Și aici e peștera unde a dormit. Ceea ce frumos e. Fraților, acum am ieșit de la mănăstire. Ia uitați-vă ce ne-am cumpărat. Ne-am cumpărat o spăniță ce o să-mi pun în portofel. Ia, ne-am cumpărat iar tămâie. Asta e brățara lui Iona. Tămâie, mir și cam atât. Nu am avut voie să filmez și nici nu e frumos. Eu vă recomand să veniți și să vizitați acest loc, da? Pentru că te liniștește și e foarte frumos, da? Trebuie să veniți odată în viață ca să vizitați acest loc. Acum mergem mai departe. Ia, de acolo am venit, ne-am oprit și aici. Am luat niște chestii. Și ia, ce găsiți aici dacă veniți? Făinuțe, de toate. Acum ne-am cumpărat și langoș, și suc și apă. Și mergem mai departe. Mergem la Castelul Corvinilor. Să vizităm și acolo, să vedem cum e. Da, uitați-vă, fraților, ce turnuleț avem aici, ce acoperișe. Ai, 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 ai. Ia, ai. Aia, da, fain. Fraților, am ajuns la Castelul Corvinilor. Ia uitați-vă aici, am intrat. Găsești suveniruri una alta. Ia ce avem aici. Nu asta de înghețat, tot ce vrei. Dar acolo e castelul. Ia uitați-vă ce frumos e. Acum cumpărăm bilete. 45 lei pentru adulți. Da? 2 bilete pentru adulți, rog. Cumpărăm bilete. Iar aici în stângă, ia ce avem. Expo Tortură. Aici s-au torturat oamenii mai de mult. Cele mai cunoscute metode de tortură și execuție din Europa, prezentate într-un mod cât mai realist. Aia da. Ia ce e poza avem aici. Îți scolă, tu te ia capul. Acum haideți să intrăm în castel, să vedem cum e. Și acum am intrat. Măcar aici e răcoare. Ia uitați-vă ce frumos e. Mamă. Mamă, ce pietre sunt aici. Ia ce veche e, îți dai seama. Ia, stâncă. Direct pe stâncă s-a făcut. Bine că nu sunt mulți. E marți astăzi și din cauza asta mă gândesc că e atâta lume. Ce zice aici? Mamă, ce adâncă e. Wow. Am scăpat aici ăsta.
Deci, bun, să vedem de aici cum se vede. Panorama. Ia, mamă, ce trepte au ăștia din piatră. Ia. Ia uitați-vă, totul de piatră, să puteți. Mamă. Îți dai seama cum ori construit asta. Oleu. Oleu. Suntem la înălțime. Ia, ce e aici? Of, totul din piatră. Ia capurile alea de dragon. Uite înapoi în curtea asta. Vom intra în castel să vedem în interior cum e. Aici e intrarea oare? Unde e unul? Uite acolo era unul. Și aici e prima asta de tortură. Ce e aici? De tortură? Mamă. Ia la ăla e. Wow. Înfricoșitor. Așa. Doi închisoare. Aici o fă închisoarea. Și la 3? Să vedem la 3 ce este. Bastonul de tortură. Să vedem bastonul de tortură. Oleu. Ce-i cu asta aici? Masa de tortură. Mamă, pentru ce s-a folosit asta? Chiar era nevoie de așa ceva? Obiecte de tortură? Și aici, jos? Deja mi-e frică să cobor. Vedeți că cobor pentru voi? Dacă tot am intrat. Ia la ăsta, e spânzurat aici. Simbolul călăului. Mamă. Ce urât face. Hai să ieșim de aici. Aripa nordică. Să vedem aici ce chinezi. Capela. Aici e capela. Mamă. Este și slujba aici. Sunt mulți turiști din altă țară, chinezi, mai mulți. Să vedem ce mai este aici. Da, vedeți? Aici e camera de aur. Dar mai întâi să vedem cum se vede de aici sus curtea. Ia ce fain se vede, ia că-s copilor venit. Ia ce fain se vede. Camera de aur, da? Haideți să intrăm în camera de aur. Ma, ce-s cu vazele astea aici? Ia, mamă, ce pat are. Dai seama. Ia, astea-s din aur. Platou de alamă. Și aici? Ce-au? Yeah, casete de metal. No. Să vedem aici ce mai este pe etajul ăsta. 11, camera domnițelor. Aha, aici e camera domnițelor. Ia uitați-vă ce rochi au avut mai de mult. Zic că arată bine, nu? Frumos, ia ce tavan are, din lemn. Ia, urmăm câte 13. Mamă, ce-i cu ăsta aici? M-am speriat de el. Sala dietei. Ia. Ce avem aici? Dai seama ce greu e ăla. Să-l ții pe tine. Ha. Ia ce structură. Ce candelabru. Aia e.
Ia ce săbii sau ce sunt astea, sulițe. Astea s-au bătut mai demult. Aici avem un hol. Un hol. Te poți pierde în castelul ăsta, serios. Poate n-o să mai pot ieși, dar ăla din spate m-a speriat. Ia ce pistol. Ia frate, ce pistol. Ce e? Ăla-i pistol, mă, dacă e vechi. Și asta e o sabie. Și asta, o sabie în formă de umbrelă. Aia, da. Să vedem ce mai este aici. Hai de capul meu. Ce vechi este asta? Văr de suliță, zabale, văr de lanță, de teche. Mamă, ce pistol e asta. Ia ce vechi. Din lemn a fost făcut, îți dai seama? Ia ce sabie aici. Așa trebuie. Ia câte scârși. Nici nu știu în care parte să o iau, frate. Ia că am ajuns la numărul 15. Turnul Capistrano. Asta-i turnul. Vezi cum se vede oare? Să ne uităm dacă tot suntem aici. Fuuu, da, ce la înălțime suntem. Mamă, ce scări. Poate se rupe cu mine. Ui, ce gol e acolo. Turnul Nebojsa. Nebojsa? Deci nu știu să citesc. Mamă, ia. Ia, e. Asta e curtea castelului. Iar încolo e strada, te da. Dai seama. Galeria suspendată. Vedem ce e aici. M-am venit în alt turn. Trebuie să aprind blitzul, frate, că nu văd nimic. Ce întuneric e aici. Oh, of, of. Acolo pot să urc și mai sus, frate. Hai să urcăm și mai sus. Dacă nu am venit până aici, nu lasă. Cam în vârf. Mamă. Și mai e o scară și în partea asta. Oh my god. Deja am obosit. Ia. Mamă, dar câte scări sunt aici. Eu nici nu mă duc mai sus. Deja am obosit. Mai am urcat. Oare mai e mult de urcat până sus în vârf? Dacă tot am ieșit până aici, haide să urcăm. Ia că am ajuns. Să vedem de aici cum se vede. Nu. Wow, de aici nu vezi nimic, da? Iai. Ma, ce e acolo? Pod? Ce e ăla? Vedeți? Da. Nu, aia da. Deci aici e turnul. Suntem cel mai sus. Am și obosit până am urcat aici. Iar acum, haideți să coborăm. Să vedem camerele de tortură, că mai avem ce vizită aici. Aripa de Sud, expoziția de etnografie. Ce fain. Îți dai seama ce vechi sunt astea. Ia ce pat. Pe partea asta. Nu lasă spălau rufele, nu?
Suntem afară. Fraților, atenție la ușile astea de aici, că am dat cu capul în una. M-am văzut, cred că mi s-a spart capul. Să vedem ce avem aici. Ia ce avem aici. Avem niște schelete. Cred că a murit, ha? E mort deja. De câțiva ani. Dar ce-i cu fierul ăla mic acolo? Ați... Ia... Cercei sau ce-l avut? Da, cercei. Ce-a avut în... Ce-a avut în păr, ia vezi? Și-a rămas acolo. Dai seama. Ia... Ce înălțime suntem. Continuăm vizita. Coborăm acum. Așteptăm să urce, după care coborăm. Despre asta vorbeam. Aveți atenție să nu vlogiți la cap. Ia să vedem aici. Avem niște tablouri vechi. Cine cunoaște, înțelege. Uitați-vă. Ia ce masă și scaune. Ia aici sala cu tablouri. Ia uitați-vă ce fain. Ia uitați-vă. M-am dus pe acolo așa rată și pe aici am coborât, da? Și acum am ajuns seara în curte. Ia, copiii merg pe acolo, nu știu acolo ce-i. Merg să vedem imediat. Ia uitați-vă ce tunuri. De aici atacau ăștia, nu? Pac, ori tras de maneta asta. Acum eu dacă trag, detonez. Ia. Dai seama, mă. Ia câte lume e deja. Ia ce fain e. Mamă, ia ce frumos e. Ia la ăla de sus. Dai seama. Deci acum ne-am dus roata așa, am coborât pe acolo. Hai, acum venim pe aici să vedem ce este. Hăț. Da, ce pietre. Vechi, dai seama. Fereastră. Secolul 17. Ma. Ia uitați-vă. Bucăți de fereastră. Acolo, să acolo, la fel. Copiii ăștia, zi. Aici sunt niște statui din astea, ce sunt astea, bibelouri. Sculpturi. Ia uitați-vă. Și acolo sus am fost noi, ha? Da, am fost. Haideți să vedem ce mai e în zona. No, da, astea ce e? Ia, tablouri 3D. Wow. Wow, cum arată. Ia. Care e șmecher? Wow, păpușile astea, mă, fricoș. Ma, ia la asta. Hăț. Ia. Ia, camera 22, fierărie. Cred că... Aici sus am fost deja, da? Ia. Casa cuptoarelor. Putem intra sau nu putem intra? Mamă! Hăț, nu-i nimeni aici. Poate și pe aici.
Aici am ieșit iar în curte, vedeți? Fraților, cam atât a fost vizita noastră în Hunedoara. Am vizitat castelul Corvinilor și scrieți voi în comentariu care castel vi s-a părut mai frumos. Cel din Olanda, castelul de Har, sau castelul din Hunedoara, castelul Corvinilor. Fraților, nu uitați să dați un like și un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!